Am revenit, am vorbit de Grecia, am vorbit de plajele exotice, dar să știți că și turismul din România pare că prinde din nou aripi. Sunt zone pitorești care atrag vizitatorii ca un magnet, pentru că oferă deconectare de la aglomerație și de la grijile noastre cotidiene. Variantele de distracție sunt pentru toate vârstele, iar pentru cei care vor să vadă cât mai mult într-un timp scurt, vechile terenuri forestiere care traversau odinioară munții sunt o experiență minunată. Chiar dacă vremea nu a fost prietenoasă, sute de turiști au ales în weekend o călătorie cu Mocănița din Bucovina. Și ca de fiecare dată, vechea locomotivă i-a purtat spre un tărâm de baz. O călătorie de basm începe chiar din inima Bucovinei, în Moldovița. Mocănița de la Huțulca pleacă din nou la drum cu turiștii dornici de a explora minunile pitorești ale naturii. După pandemie, escapada a fost ca un medicament pentru ochi și suflet, așa că sute de turiști s-au îmbarcat din gară Agale spre traseul șerpuit de 12 kilometri. De la Moldovița la Argel este traseul de poveste pe care trenul de epocă îi poartă pe musafirii săi. Cuceriți de peisaj, timpul pare că stă în loc pentru turiști, însă între cele două stații, Mocănița parcurge o oră. Aceste locuri superbe ne aduc o energie foarte bună și ne încarcă în același timp. De tanto tempo che volevamo fare un viaggio col treno. Molto bella perché è stata una sorpresa. Este prima dată când merg cu Mocănița. Mi s-a părut frumos. Mai frumos decât te credeam. Și pentru mecanicii Mocăniței, revenirea turiștilor e o bucurie. Le era dor să îi plimbe pe traseul de linie ferată îngustă cu trenulețul de munte. Călătoria a fost și adaptată vremurilor de după pandemie. Am avut foarte mulți călători. Am respectat toate ce trebuia de respectat, cu măști, cu dezinfectante, cu mai construit un peron. Trenul care pleacă și când se întoarce trebuie să ajungă la alt peron, ca să nu se întâlnească cu oamenii care vin. Iar la capăt de drum, turiștii sunt așteptați cu bucate tradiționale câmpenești, făcute de localnici. O stropel de mistreț, o stropel de bițel, sărmăluțe, ciorbă rădăuțeană, fasole cu cârnăcior, sărmăligă, brânză, smântână, produse naturale, sănătoase. În perioada de vară, Mocănița circulă zilnic. Costul biletului este de 35 de lei pentru adulți și de 25 de lei pentru copii.